Suntem gata, da? Bună ziua tuturor! Dacă suntem pregătiți, mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc presei pentru prezența la această conferință de presă anunțată încă de ieri. O conferință de presă prilejuită de câteva demersuri pe care urmează să le facă Platforma Demnitate și Adevăr, un partid care face exact ceea ce spune. Vreau să amintesc că la inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr, la 8 iunie 2019, actualul Parlament, cu o majoritate covârșitoare, a adoptat declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova. Parlamentul Republicii Moldova, în calitatea sa de organ sau organism legislativ suprem al poporului și unică autoritate legislativă, a constatat atunci că instituțiile de stat și de drept ale țării au fost capturate și că toți cetățenii țării sunt sufocați de corupția endemică, de furturile și privatizările ilicite din avutul public, de controlul total asupra sistemului judecătoresc exercitat de oligarhie și de numeroase atacuri asupra drepturilor și libertăților cetățenești. Platforma Demnitate și Adevăr a considerat și consideră în continuare că edificarea statului de drept este o prioritate absolută și numai prin scoaterea statului din captivitate vom putea lansa politici de rezolvare a problemelor social-economice ale cetățenilor. Numai prin restabilirea încrederii cetățenilor în funcționalitatea statului nostru vom putea opri exodul masiv al oamenilor care a devenit un pericol existențial pentru Republica Moldova. Numai așa vom putea asigura dreptate și viață mai bună pentru toți cetățenii aici acasă. Iată de ce, în activitatea platformei DA, urmare a emiterii acestei declarații a Parlamentului, au urmat mai multe activități, mai multe demersuri, mai multe exerciții de asanare a întregii clase politice, de eliminare din politic a penalilor, de eliminare din structurile administrative de la nivel local și central a tuturor celor certați cu legea. Și astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr este la capătul unui lung exercițiu, repet, determinat de declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, un exercițiu la care au lucrat mai mulți colegi de-a mei din Parlamentul Țării, Dinu Plângău, secretarul fracțiunii Platformei Demnitate și Adevăr, deputatul Stella Macari, doamna deputat Maria Ciobanu. Este un proiect mai amplu, un proiect care vizează eliminarea din politic a celor care sunt certați cu legea, celor care au fost implicați în tot felul de scheme, în tot felul de crime care au devalizat Republica Moldova, care au păgubit poporul Republicii Moldova. Vorbesc aici despre atacul Raider, vorbesc aici despre spălătoria de zeci de miliarde, vorbesc aici despre furtul miliardului din sistemul financiar bancar, vorbesc despre privatizările ilegale și așa mai departe. Despre ce este vorba vor vorbi colegii mei. Nu înainte însă de a vă spune că Platforma Demnitate și Adevăr este cea care va face tot ce stă în puteri ca clasa politică din Republica Moldova să fie curățată de tot ce înseamnă penal. Ne dorim în viitor un parlament fără infractori, un parlament fără penal, un parlament fără oameni care își ascund averile prin offshore-uri, un parlament și, bineînțeles, mai apoi și un guvern, emanație a Parlamentului, cu oameni integri, cu oameni onești, cu oameni care își iubesc țara și nu o fură. Mă opresc aici și rog pe colegii mei, Dinu sau doamna Stella Macari, să continui. Stimați cetățeni, este important să aduc în discuție consecvența platformei DA și acțiunile pe care le-am întreprins privind scoaterea în afara legii a partidului politic Șor. Nu o singură dată, cu toții am spus că partidul Șor nu își are locul pe arena politică din Republica Moldova, iar mulți deputați
ai acestui partid, în loc să-și ocupe fotoliile în Parlament, ar fi trebuit să ajungă pe banca acuzațiilor. Lucru confirmat și prin învinuirile aduse de Procuratura Generală în adresa grupării criminal organizate Șor. În luna septembrie 2019, alături de colega mea din fracțiunea parlamentară a Platformei DA, doamna Maria Ciobanu, am făcut o sesizare la Ministerul Justiției, prin care am cerut radierea partidului politic Șor din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice. Comisia de anchetă din acea perioadă privind investigarea fraudei bancare și devalizarea sistemului bancar, condusă de Alexandru Slusari, a scos la iveală lucruri mai mult decât grave. Majoritatea deputaților acestei formațiuni figurează în rapoartele Kroll, iar liderul partidului este unul din beneficiarii principali ai furtului miliardului. În ajunul alegerilor locale din 2019 era important să nu admitem o confruntare neloială între candidații integri la funcția de primar și cei care urmau să-și câștige mandatul prin prisma coruperii alegătorilor de către un partid politic ce s-a îmbogățit sărăcind cetățenii acestui stat. Răspunsul pe care l-am primit de la Ministerul Justiției, în fruntea căruia se afla doamna Olesia Stamate, a fost lipsa unui temei legal fondat pe acțiuni antistatutare sau anticonstituționale de funcționare a partidului. Și tot din acel răspuns am reținut că un partid politic în întregime nu poate fi tras la răspundere pentru comportamentul individual al membrilor săi. Deci chiar dacă pentru 5 deputați ai fracțiunii parlamentare a fost scoasă imunitatea, iar în hotărârile de ridicare a imunității s-a scris de mai multe ori despre gruparea criminală Șor, legislația actuală nu prevede nicio penalizare ce ar putea fi aplicată partidului. De fiecare dată, atunci când ajungem în teritoriu, ne este tot mai greu să le explicăm cetățenilor cum este posibil ca cei care se fac vinovați de jaful secolului, de înstrăinarea ilicită a patrimoniului statului și a sindicatelor, cei care se fac vinovați de sărăcia lucie în care au ajuns oamenii și localitățile noastre, sunt acum la guvernare. Sper că inițiativa cu care venim astăzi să fie o soluție la această întrebare. Din nou, Suversa. Bună ziua tuturor! Așa cum au menționat colegii mei și se cunoaște și în spațiu public, Platforma Demnitate și Adevăr a lucrat încă din 2019, urmare a adoptării hotărârii cu privire la caracterul captiv al statului Republica Moldova, la câteva inițiative. Și astăzi vom prezenta două din aceste inițiative, despre care colegii mei din platforma DA au mai vorbit în spațiu public. În primul rând este vorba de un proiect de lege care urmează să fie consultat cu mai multe organizații, deși deja am avut o corespondență cu diferite structuri ale statului, începând cu Procuratura Generală, Comisia Electorală Centrală, dar și cu organizațiile non-guvernamentale de specialitate în vederea înăspririi sancțiunilor pentru coruperea alegătorilor. Prin acest proiect de lege noi aducem modificări la mai multe acte normative, cum ar fi Codul Electoral, Codul Penal, Codul Contravențional și Legea privind partidele politice. Din corespondența noastră cu instituțiile abilitate ale statului se impunea cercetarea activității partidelor politice nu doar pe perioada campaniilor electorale, ci pe întregul parcurs al anului și cu această abilitate noi vrem să investim suplimentar Comisia Electorală Centrală. Mai mult ca atât, prin acest proiect de lege se modifică codul penal și codul contravențional în vederea măririi sancțiunilor pentru coruperea alegătorilor sau pentru acte de finanțare obscură a partidelor politice. Și în acest sens, acest proiect este urmare a numeroaselor încărcări ale legislației depistate de jurnaliștii de investigații, dar și în urma cercetărilor efectuate pentru un alt proiect care va fi astăzi prezentat în atenția publică. Deci proiectul de lege are drept scop diminuarea tuturor șanselor de finanțare a campaniilor electorale, a partidelor politice, nu doar în perioada campaniilor electorale, dar și pe întregul parcurs al anului și mărirea sancțiunilor penale, prin investirea inclusiv cu abilități suplimentare Comisiei Electorală Centrală, ca aceasta din urmă să
investigheze activitatea partidelor politice pe întreaga perioadă, nu doar în campania electorală. Și ca urmare acestor investigații, astăzi prezentăm un document. Este vorba de o sesizare la Curtea Constituțională privind declararea neconstituțională a partidului politic Șor. Așa cum au menționat colegii mei, sunt, conform legislației naționale, sunt două posibilități prin care un partid politic poate fi radiat forțat și să-și înceteze activitatea. Aceste două mecanisme este prin intermediul, primul mecanism este prin intermediul Ministerului Justiției și colegii mei, deputații Stella Macar și Maria Ciobanu, au făcut aceste interpelări imediat după adoptarea hotărârii privind caracterul captiv al statului, însă din cauza nedorinții ministerului, trebuie să menționez că aceasta este o procedură mult mai simplă prin care poate să-și înceteze un partid politic care încalcă normele legale, constat activitatea sa politică și să fie radiat, forțat din registrele partidelor politice. A doilea mecanism la care am apelat este unul mai complex, este vorba de o sesizare la Curtea Constituțională prin care partidul politic Șor să fie declarat ca fiind un partid neconstituțional. Pe perioada anului 2020 am purtat discuții cu diferite instituții ale statului, aici sunt corespondențele cu diferite instituții ale statului, începând cu Procuratura Generală, terminând cu Comisia Electorală Centrală, prin care am acumulat dovezi de implicare a partidului politic Șor în acțiuni care încalcă legislația națională, astfel încât putem veni în fața instanței, în fața înaltei curți de jurisdicție constituțională, invocând temeiuri de neconstituționalitate. Astfel, potrivit articolului 1 alineatul 3 și articolului 41 alineatul 4 din Constituția Republicii Moldova, astăzi vom merge la Curtea Constituțională cu o sesizare prin care vom solicita declararea partidului politic Șor ca fiind un partid ilegal, partid neconstituțional, care în numeroase rânduri a încălcat legislația națională, începând cu legislația electorală, terminând cu legislația contravențională și penală. Și în acest sens au fost aduse mai multe argumente și constatări, nu doar declarative de ordinul declarațiilor politice, ci constatări ale organelor abilitate ale statului cu care au această împuternicire. Aici menționăm că partidul politic Șor a fost implicat nu doar în finanțarea ilegală a tuturor scrutinilor electorale și a recidivat pe parcursul întregii sale activități în acest sens, dar a încălcat și legislația penală, fapt confirmat și de către Procuratura Generală a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, întreaga conducere a partidului politic Șor este menționată în dosare penale ca fiind parte, membri sau lideri ale unui grup criminal organizat. În sesizarea de față sunt constatări prin care partidul politic Șor îi se aduc acuzații ca fiind doar o unealtă în mâna unui grup criminal organizat, fapt ce contravine principiul statului de drept, fapt ce contravine principiul legalității și, ca dovadă, sunt mai multe argumente care vor fi făcute și publice după înregistrarea sesizării prezentate astăzi în fața domniilor voastre. Suntem ferm convinși că vom avea mai multe succese în acest sens, urmare a muncii pe care a fost efectuată de către platforma DA până în prezent, și vom crea o practică judiciară, o practică legală care va duce la îmbunătățirea cadrului normativ existent, astfel încât niciun partid politic, mai mult în Republica Moldova, să nu poată folosi surse de proveniență obscură, să nu poată recurge la coruperea legăturilor, să nu recurgă la încălcarea codului contravențional sau penal atunci când vor să-și sporească influența sa politică pentru a tergiversa anumite dosare penale în beneficiu anumitor lideri a unor partide politice sau pentru îmbogățirea ilicită a beneficiarilor partidului politic. Respectiv, asta am avut de spus. Evident, materialele sunt foarte voluminoase, vor fi prezentate astăzi la Curtea Constituțională a Republicii Moldova și așteptăm un rezultat benefic pentru
Republica Moldova un rezultat benefic pentru cetățenii Republicii Moldova. Mersi. Ce ar fi de adăugat că în timp ce politicieni contextuali caută pretexte și scuze pentru a nu face nimic în interesul cetățenilor, Platforma Demnitate și Adevăr caută soluții. Ceea ce ne dorim cu toții, o clasă politică curățată, o clasă politică sinceră, onestă și integră, capabilă să facă schimbări benefice pentru oameni și pentru țară. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm și la alte conferințe ale Platformei Demnitate și Adevăr. Vă mulțumim!